consultanță cripto, un canal pentru educație cripto, adresat în mod special celor care sunt la început de drum în această minunată industrie, plină de succese, dar și de greșeli. În episodul de astăzi, care face parte tot din top 100 de criptomonede, o să menționez aici pentru cei care mă urmăresc pentru prima dată, am decis să fac un top cu toate monedele din top 100, iar acest episod are ca subiect una din monede. Și moneda în cauză este UNI, este moneda celor de la exchange-ul decentralizat Uniswap. Haideți să începem să vedem care este povestea acestui UNI. Ca orice proiect de succes din piața cripto, Uniswap-ul are o relație cu cei de la Ethereum. Fondatorul este Hayden Adams, un programator de Solidity, limbajul de programare a celor de la Ethereum, și un om care a fost fascinat tot timpul de fondatorul Ethereum, de Vitalik, tânărul Vitalik Buterin. Nu o să vă plictisesc cu detalii, o să vă spun pe scurt. Uniswap este un exchange decentralizat. Ce înseamnă decentralizat? Într-o explicație foarte simplă, prin comparație cu Binance, Coinbase, Revolut sau alte aplicații, pe acest exchange nu ești obligat să pui pașaport, să pui o factură, să pui numărul de telefon. Nu trebuie să te prezinți. Deci totul este într-o formă oarecare de anonimat. Fondurile nu sunt stocate pe exchange, cum se întâmplă la exchange-urile clasice, da? Iar oamenii au posibilitatea să tranzacționeze direct între ei. Este un fel de bursă directă de tranzacționare cripto, în care cererea întâlnește oferta. În clipa în care nu există lichiditate, nu există cerere, nu există nicio ofertă. Ei, chestia asta, acest proiect Uniswap Exchange a început în 2018. Însă el a început să câștige teren foarte mult și să crească ca volum în 2020. Odată cu fenomenul DeFi, Decentralized Finance. Rolul monedei UNI este de a crea lichiditate și stabilitate. În total vor exista 1 miliard de monede UNI care vor fi distribuite în piață pe parcursul a 4 ani. Cei ce au creat proiectul au în plan de a introduce o inflație perpetuală cu o rată de 2%. Distribuția monedelor în acest moment, și care va fi și la momentul final, este de 60% care vor fi distribuiți către membrii comunității, în mare parte prin airdrop-uri. O parte au cumpărat în ce a fost partea de prefinanțare a proiectului. 21,51% merge către membrii echipei, către cei care au fondat proiectul, 17,8% merge către investitori, către cei care au finanțat proiectul, și doar 0,69%, adică niciun procent, merge către advisor, către cei care au sfătuit pe fondatorii proiectului. În acest moment, Uniswap-ul ocupă poziția 23 în topul internațional al criptomonedelor. În condițiile în care suntem în bull market, piața este într-o creștere fabuloasă, este o poziție, să zicem, foarte bună pentru un proiect relativ tânăr. Prețul unei singure monede în acest moment este de $6.28, în acest moment vorbesc de 7 ianuarie 2021, cu o valoare de piață totală de $1.7 miliarde și cu un volum de $2.9 miliarde pe zi. În acest moment în circulație sunt 269 de milioane de monede, 231.607, dintr-un maxim supply, dintr-o valoare maximă de 1 miliard. Cea mai mică valoare atinsă de moneda UNI se înregistra, cred că la crearea proiectului, sau nu, se înregistra recent, cred că după airdrop, pe 17 septembrie 2020, adică acum 4 luni,
când o monedă valora doar 0,41 de cenți de dolari. Iar valoarea maximă a fost atinsă pe 18 septembrie, adică la o zi distanță, când o singură monedă valora 8,44 dolari. Ea poate fi, să zicem, o monedă cu potențial în anii ce urmează, ținând cont că numărul de monede ce vor exista în circulație va fi de aproape 9 ori mai mare decât cele ale Ethereum, putem specula prețuri interesante. Însă rolul acestui clip nu este de a vă îndemna să speculați. Eu vreau să vă îndemn să gândiți. Comparați cu Ethereum, comparați proiectul, urmăriți evoluția. Eu personal cred că acest proiect va evolua foarte, foarte mult pentru că oferă această chestie, decentralizarea. În condițiile în care oamenii au nevoie de un wallet, de MetaMask sau de altceva și se pot conecta direct. Într-un episod ulterior voi vorbi despre exchange în sine. Cum poate fi folosit acesta, ce wallet-uri să folosiți, cum să le folosiți, cum să depuneți bani, cum să găsiți monedele exotice și așa mai departe. În linii mari, cam astea sunt datele despre acest proiect. Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa în comentarii. Vă mulțumesc celor care v-ați abonat la canalul meu. Apreciez like-urile, apreciez share. Nu uitați, este un canal pur educativ. Ajutăm pe cei care sunt la început și vor să învețe. Mai ales că genul acesta de content nu există în România, nu sunt creatori care să facă treaba asta. Eu o fac cu plăcere. Vă doresc un an prosper și aveți grijă de banii voștri.